Echipa de handbal a clubului Energia a încheiat această ediție a campionatului pe poziția a 5-a. Înainte de play-off, handbaliștii gorjeni erau pe ultimul loc european, dar nu au reușit să rămână pe această poziție după duelurile cu HC Odorhei, echipă clasată pe locul 6. Jucătorii pregătiți de Liviu Andrieș au pierdut ambele dueluri cu formația HC Odorhei și nici victoriile cu Dinamo nu i-au ajutat să rămână în cărți pentru Europa. Și-au adjudecat locul 5 și au spus adio unei aventuri europene. Președintele secției de handbal a clubului Energia, Andrei Maioreanu, s-a declarat dezamăgit de nerealizarea obiectivului. S-a risipit toată munca din acest an, spune Maioreanu. O muncă depusă pe parcursul unui sezon regulat se vede oarecum risipită după acest play-off, în sensul că Energia nu a reușit să-și atingă obiectivul pe care ni l-am propus, acela de a ocupa locul 4 la finalul play-off-ului și, evident, de a juca în cupele europene. Din punctul meu de vedere și al multora, de altfel, care cunosc foarte bine echipa și investițiile care s-au făcut în această perioadă, cele două echipe cu care ne-am confruntat în play-off, respectiv Dinamo și Odorhei Secuiesc, sunt echipe sub valoarea noastră și sub potențialul nostru. Maioreanu anunță că vor fi luate decizii în ceea ce privește lotul, dar și banca tehnică a Energiei. Am tras suficiente semnale de alarmă atât băncii tehnice, dar cât și jucătorilor care fac în special faza defensivă. Se pare că ele n-au fost foarte serios luate în calcul. Cu siguranță vom lua niște măsuri care probabil se vor îndrepta spre unii jucători. Vom vedea ce discuții vom avea cu banca tehnică. Vom vedea, vom avea întâi discuții și la nivelul Consiliului Director. Evident, vom avea discuții și cu acționarii. Energia a ratat cupele europene după ce a fost învinsă în play-off în cele două confruntări directe de formația HC Odorhei, aceasta fiind de altfel echipa care și-a adjudecat locul 4, care îi asigură prezența în Europa. Deși a încheiat sezonul regulat pe locul 6, formația din Odorheiul Secuiesc va merge în Europa după ce a câștigat partidele din play-off în compania gorjenilor. Pe lângă diferența de 11 puncte din clasamentul ligii 1, între cele două echipe există și o diferență în ceea ce privește valoarea lotului, dar și investițiile realizate la cele două cluburi.